Praise be the Lord for the special message Pastor Appelt just shared with us. I've been touched by the words, the special words he just told us about Romania, about our nation he visited. Praise be the Lord for such people from other nation visiting our country, having a big heart, a big time sharing with our nation for the salvation of our nation. We thank you in the name of the Lord for the message you share with us, and we wish all the blessing from God in your work you're doing in Melbourne and in Australia and wherever you go and travel in this world. May God bless your work and what you're doing for Him, and especially what you're doing for Romania. God bless you. Ascultăm din nou corul de copii care va slăvi pe Domnul cântând, apoi tinerii bisericii vor slăvi pe Domnul cântând și urmează să facem serviciu de binecuvântare a celor doi născuți, noi născuți aduși la casa Domnului în seara aceasta.
zilele vieții lui și umblă pe căile, căile lui toate zilele vieții lui. Binecuvântat e oricine se teme de Domnul, binecuvântat e oricine se teme de Domnul și umblă pe căile, căile lui toate zilele vieții lui. Și umblă pe căile, căile lui toate zilele vieții lui. Binecuvântat e oricine îl slujește pe Domnul, binecuvântat e oricine îl slujește pe Domnul. Și umblă pe căile, căile lui toate zilele vieții lui. Și umblă pe căile, căile lui toate zilele vieții lui. Binecuvântat e oricine îl iubește pe Domnul, binecuvântat e oricine îl iubește pe Domnul. Și umblă pe căile, căile lui toate zilele vieții lui. Și umblă pe căile, căile lui toate zilele vieții lui. Și umblă pe căile, căile lui toate zilele vieții lui. Și umblă pe căile, căile lui toate zilele vieții a Domnului. Și împreună cu fratele Dumitru și cu fratele Vasile vom trece la oficierea actului de binecuvântare, rostind rugăciunea pe care Dumnezeu a poruncit-o lui Moise să o rostească peste copiii lui Israel. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Marcus Emanuel. Amen. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Marcus Emanuel. Amen. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Marcus Emanuel. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta în seara aceasta și aducem pe brațele tale pe micuțul Marcus Emanuel. Te rugăm să-l binecuvintezi. Amin. Binecuvântarea ta rămâne veșnică. Tu ești singurul care poți să dai cea mai bună binecuvântare, de aceea copiii noștri au fost aduși la tine să-i binecuvintezi tu. Binecuvintează-l pe micuțul Marcus Emanuel. Amin. Te rog să binecuvintezi, Doamne, pe sora Claudia. Amin. Te rog să binecuvintezi, Doamne, pe fratele Daniel. Te rog să binecuvintezi părinții, frate, Doamne, care sunt prezenți aici, da, și pe sora Floarea. Amin. Și pe fratele Teo. Te rog să binecuvântezi aceste familii care aduc copiii la binecuvântare și binecuvântează-i tu. Amin. Te rog pe micuțul Marcus Emanuel să-l poți pe brațele tale de mic. Amin. Să-l binecuvintezi, o Doamne, cu sănătate. Amin.
trupească și spirituală. Amin. Să-L binecuvintezi, o Doamne, în viață, să-L faci un copil credincios, un slujitor al Tău, un copil care să te vestească pe Tine. Amin. Și să ajungă un vestitor al Evangheliei, ca prin el să mântuiești pe cei care sunt pierduți. Folosește-te de micuțul Marcos Emanuel, pentru că are nume frumoase, Doamne, atinge-te de el mereu și poartă-te de grijă. Amin. Dă-i sănătate, păzește-te de orice boală, de orice necaz. Amin. Ochii Tăi să fie peste el, fața Ta să fie peste el, binecuvântarea Ta să fie cu el, paza Ta să fie cu el, ocrotirea Ta să fie cu el, căci Tu binecuvintezi și Te rugăm, fă lucrul acesta. Te rugăm de asemenea, Doamne, să lași îndurarea Ta peste el întotdeauna. Amin. Dă-i înțelepciune, dă-i pricepere, dă-i ajutor ceresc și pământesc. Amin. Și fă-i cunoscut cuvântul Tău întotdeauna în viața lui. Amin. Te rog să binecuvintezi-o, Doamne, viața lui încă de mic, Doamne. Amin. Să umble în frică și în teamă de numele Tău. Doamne, Te rog să binecuvintezi părinții lui. Dă-le putere, Doamne, să-L crească în frică și în teamă de numele Tău. Dă-le putere, o Doamne, și sănătate. Păzește și părinții lui, o Doamne. Binecuvintează-i în continuare și ochii Tăi, fața Ta și binecuvântarea Ta să fie peste familia fratelui Daniel și a sorei Claudia. Amin. Îți mulțumim că îi face lucrul acesta. Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu și că Tu ești Dumnezeul nostru al tuturor celor care aduce copiii la binecuvântare. Te lăudăm, Te mărim și Te binecuvântăm pe Tine, Tată, din ceruri, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Grace Hana. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Grace Hana. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Grace Hana. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Dumnezeul nostru prea iubit și scump, venim înaintea Ta, Doamne, recunoscând că Tu ești Domnul vieții. Tu ne-ai dat nouă viață și apoi dai viață copiilor noștri. În ziua aceasta, în seara aceasta, Doamne, împreună cu fratele Florin și sora Lavinia, aducem înaintea Ta pe micuța Grace Hana. Te rugăm să o binecuvintezi. Recunoaștem că este darul Tău, că are viață primită de la Tine, că Tu o poți binecuvânta și ajuta în viață și dacă Tu o ții și o binecuvintezi, ea este binecuvântată și se bucură de viața ei. Încă de acum, din anii cei mai frageți ai copilăriei, Te rugăm, ia-o în brațul Tău, călăuzește-o cu mâna Ta atotputernică, care dorim să o păzească în fiecare zi de orice circunstanțe prin care va trece neplăcute în viață. Mâna Ta atotputernică să o ridice și să o ferească de tot ce e rău pentru totdeauna. Păstrează-o lângă Tine, Doamne! Îndură-Te de ea și dă-i creștere curată, sănătate, dezvoltare frumoasă și odată cu trupul, Doamne, să crească în ea și credința în Tine, dragostea pentru Tine și înfăptuirea voii Tale. Te rugăm lucrul acesta în numele Domnului Iisus. Te rugăm, Dumnezeul nostru, să o faci o bucurie pentru familie. În fiecare zi, Doamne, bucuria aceasta să crească în inima părinților care o vor privi-o, să fie folositoare familiei și societății în care o integrezi, Doamne, să fie o bucurie și un ajutor și pentru biserica Ta în care o vei crește-o prin ajutorul Tău, Te rugăm aceasta. Îndură-Te, Dumnezeul nostru, și mai mult decât nu putem noi cunoaște, văzând labirintul acestei vieți pe unde va fi drumul ei, Tu luminează-i drumul în fiecare zi. Călăuzește-o, Doamne, și scoate-o totdeauna la un loc larg după voia Ta. Te rugăm aceasta în numele Fiului Tău, Iisus, binecuvintează-o pe micuța Grace Hana.
Tu poți face lucrul acesta, de aceea o încredințăm în mâinile tale. Dar Doamne, ea are nevoie și de părinți. Te rog, binecuvintează-l pe fratele Florin, pe sora Lavinia, păstrează-i, Doamne, în sănătate lângă ea. Ajută-i să fie părinții adevărați care să-i dea tot ce-i trebuie pentru creștere, pentru maturizare, pentru cunoașterea ta. Te rugăm lucrul acesta în numele Domnului Iisus. Dă-le putere în fiecare zi, păzindu-i și păstrându-i lângă tine, Doamne. Lasă binecuvântarea ta nu numai peste părinții ei, dar peste tot ce aparține de neamul lor, bunici, rude apropiate sau depărtate. Doamne Dumnezeul nostru, binecuvântarea ta să se răsfrângă și până la al miilea neam în generații, dar și până la al miilea neam în jurul lor, ca grade rudenie. Îndură-te și dă binecuvântare, te rugăm! Doamne, credem că vei face mai mult decât ți-am cerut noi în rugăciunea aceasta și de aceea o lăsăm pe micuța Ana Grace pe mâinile tale ca să o păzești, să o ocrotești și să o ții și numele tău să rămână pentru totdeauna peste ea. Amin. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. Denisa Cojocărescu va slăvi pe Domnul cu o cântare. Chiar din pântecele mamei te-am știut, când ai tras prima suflare te-am văzut. Din prima clipa vieții în brațe te-am purtat, dar ceva aș vrea să-ți spun neapărat. În ochii mei un copil mereu vei fi, cu mare jertfă te-am născut și-ar vrea să știi. Chiar și în anii bătrâneții înconjurat te-ai de copii, pentru mine mereu vei fi. În ochii mei un copil mereu vei fi, cu mare jertfă te-am născut și-ar vrea să știi. Chiar și în anii bătrâneții înconjurat te-ai de copii, pentru mine un copil mereu vei fi. Când prima dată te-ai rugat, am fost prezent. Tot ce cu lacrimi mi-ai promis, am pus la piept. Și când căzut te-am ridicat și-n brațe te-am primit. În ochii mei un copil mereu vei fi,
Amin, Domnul să te binecuvinteze. Ascultăm din nou corul bisericii, slăvim pe Domnul cântând, apoi ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul să binecuvinteze pe fratele Dumitru, păstorul bisericii noastre, care va vesti cuvântul Domnului. Și pe noi, pe toți, cu inimi deschise, să ascultăm ce vrea Domnul să ne spună și în seara aceasta din cuvântul Său. Și să-L primim cu bucurie, că acesta este cuvântul care ne mântuiește sufletele. Slăviți să fie Domnul. Amin. Tu-i fi Tatăl în casă.
Slăviți să fie Domnul pentru seara aceasta care deja s-a scurs în mare parte, pentru cântările de laudă care au fost atât de frumoase. Domnul să binecuvinteze pe toți cei ce au contribuit la această laudă pentru slava lui Dumnezeu. El merită și sigur, ele ne mângâie inimile și ne întărește sufletul și în seara aceasta. Ne-am bucurat și de cuvintele frumoase care ni s-au vestit deja, mai ales ca români, așa parcă ne crește inima când ne gândim la un rol important care îl avem în mijlocul oamenilor, a societății în care trăim, ori aici, ori în altă parte pe glob. Dar ca să fie așa și să ne putem bucura și să fim și noi aici, așa cum spunea Domnul Iisus, lumini în lume, cred că ar trebui să facem multe lucruri și să ne revizuim viața noastră, dacă într-adevăr putem răspândi în jurul nostru lumină și binecuvântare pentru alți oameni. Prima poruncă din seara aceasta, nu știu dacă am reținut-o exact și corect care este, este: ascultă, Israele. În primul rând, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul Lui, de voia Lui și să, în funcție de aceasta, să ne corectăm modul de viață, de trăire, și atunci putem răspândi în jurul nostru ceea ce trebuie să răspândim, pentru ca oamenii să fie mântuiți și să vină la Dumnezeu. În primul rând, noi trebuie să ascultăm de Domnul. Și sigur ne întrebăm, Doamne, care sunt principiile la care te referi atunci când spui că trebuie să te ascultăm. Sunt câteva lucruri în seara aceasta la care m-am gândit în ce privește ceea ce trebuie să implementăm în viața copiilor noștri ca învățătură. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu ne pretinde că dacă vrem să vedem o generație frumoasă în urma noastră, adică ceea ce ne urmează, ceea ce continuă de fapt fie viața noastră de familie sau fie viața noastră spirituală în ce privește viața de biserică, toate acestea ei trebuie să le ducă mai departe, dar cum le vor duce? Credeți că este suficient doar atât să ne rugăm la fiecare întâlnire, așa cum facem fără excepție, ne rugăm pentru tinerii noștri și nu este un lucru rău? Este un lucru bun, important și folositor, dar nu suficient, permiteți-mi să spun încă o dată, nu suficient. Mai trebuie să facem ceva pe lângă faptul că ne rugăm. Ne rugăm și trebuie să ne rugăm în fiecare zi și să o facem cu mai multă dăruire, cu mai multă căldură, cu mai multă voință și cu mai multă responsabilitate. Dar pe lângă aceasta trebuie să mai facem ceva. Și cuvântul din seara aceasta ne spune: învață-i, învață-i. Vreau să mă refer la cel puțin patru domenii generale în care trebuie să învățăm corect copiii noștri. Dacă îi vom învăța corect, așa vor merge înainte. Dacă le dăm o învățătură greșită, așa vor merge înainte. Și trebuie să ne gândim că felul cum îi îndrumăm înainte este responsabilitatea noastră și sunt și consecințele noastre și a copiilor noștri după. Nu poți învăța pe cineva dacă nu cunoști întâi. Ascultați, cred că am reținut cuvintele acestea care Dumnezeu îi le adresează lui Israel și cred că și nouă. Întâi tu, eu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Numai după aceea le poți întipări în mintea copiilor, numai după aceea poți să le transmiți mai departe dacă le ai tu deja. Cred că înțelegem responsabilitatea noastră ca părinți. Nu putem pretinde copiilor noștri să fie mai buni ca noi, să-L cunoască pe Dumnezeu mai deslușit decât noi, mai bine decât noi. În primul rând, noi trebuie să știm, noi trebuie să cunoaștem, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Poți da mai departe ce ai, dacă n-ai,
cum să învăț pe copilul meu dacă eu nu știu întâi cum trebuie să slujesc Domnului și să dovedesc față de El dragoste, ascultare, supunere și slujire cu toată puterea, așa cum se cere? Întâi trebuie să fiu eu. Haideți să ne gândim în mod serios, dacă chiar vrem binele și fericirea copiilor noștri, întâi noi trebuie să avem o relație corectă cu Dumnezeu în cunoaștere, în activitate, în apropiere de El, în dragoste pentru El, și atunci putem da mai departe ce avem. Domnul să ne ajute la aceasta. Ce trebuie să implementăm în viața copiilor noștri? În primul rând trebuie să implementăm o concepție corectă despre Dumnezeu. Cred că asistăm în vreme de astăzi diferite moduri de a-L prezenta pe Dumnezeu. Unele par, sigur, privind secvențe sau secțiuni din Scriptură, că sunt corecte. Dar pe Dumnezeu nu-L putem privi doar dintr-un singur unghi, dintr-o singură prismă. Spunea Apostolul Pavel Romanilor că noi trebuie să ne uităm în același timp la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun și este bun cu oamenii. Dumnezeu este bun chiar și cu cei necredincioși. Și spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei și sigur și în celelalte, când vorbește despre caracterul lui Dumnezeu, El dă ploaie, dă binecuvântare, dacă vreți, dă pâine și peste cei buni și peste cei răi. Aceasta înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, Dumnezeu este și drept. Dumnezeu este drept și în cazul acesta El pedepsește cu asprime și își dovedește asprimea Lui față de cei ce nu-L caută, nu-L doresc, nu-L primesc. Ca atare, cuvântul lui Dumnezeu care se propovăduiește tuturor oamenilor, dacă oamenii n-au o reacție pozitivă față de cuvântul Lui, spune că cei care L-au respins au și fost judecați deja și atunci vor vedea ce? Numai bunătatea lui Dumnezeu, vor vedea asprimea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu, spune cartea Psalmilor și sigur în nenumărate pasaje biblice, ține în veci, dar nu ne putem opri doar acolo. Spune în veci pentru cine? Pentru cei ce se tem de Domnul, pentru cei neprihăniți, pentru cei ce-L iubesc, pentru cei ce sunt ai Lui. Bunătatea lui Dumnezeu ține veșnic. Și spune chiar și cartea Apocalipsei că în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu își va întinde peste ei mâna Lui și îi va binecuvânta și acolo vor gusta din bunătatea lui Dumnezeu. Dar nu pentru toți oamenii este bunătatea lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu este gata să o ofere pentru toți oamenii, așa cum oferă și mântuirea și binecuvântările. Dar nu toți oamenii se pot bucura de bunătatea lui Dumnezeu, că își depinde de care este reacția lor față de această bunătate. Și în cazul acesta, spune Apostolul Pavel, față de unii Dumnezeu își arată bunătate, dar față de alții care n-au rămas statornici, Dumnezeu își arată asprimea Lui. Haideți să învățăm copiii noștri să cunoască pe Dumnezeu așa cum este El. Dumnezeu este plin de dragoste, mai mult decât atât, spune Apostolul Ioan în epistola lui că Dumnezeu este deja dragoste, dragostea desăvârșită. Dar dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu, care este în caracterul Lui, nu anulează dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este plin de dragoste și așteaptă și noi să răspundem cu dragoste. Dar dacă nu răspundem, atunci Dumnezeu este drept și Dumnezeu ne pedepsește și Dumnezeu ne judecă și lumea pe care spune într-o parte că o iubește așa de mult, că a dat pe Fiul Lui pentru ca lumea întreagă să fie mântuită prin El, în cazul în care crede. Dar dacă nu crede, atunci vine dreptatea lui Dumnezeu. Noi ca și credincioși suntem
între cele două caractere a lui Dumnezeu, între dragostea lui și dreptatea lui. Noi decidem unde să cădem și care să fie manifestarea caracterului lui Dumnezeu față de noi și față de copiii noștri. Dacă vrem dragostea lui, să credem în el, să-l iubim și să răspundem cu dragoste la dragostea lui Dumnezeu. Haideți să învățăm copiii noștri să privească așa pe Dumnezeu. El este mântuitor, dar este și Domn. Spunea apostolul Petru în cuvântarea lui din Fapte, din capitolul 2, că Dumnezeu l-a făcut pe acest Iisus, pe care voi l-ați răstignit, se adresa Israelului, l-a făcut Domn și l-a făcut și mântuitor. În primul rând, el este Domn și mântuitor. Nouă ne-ar place totdeauna să fie mântuitor, adică salvatorul nostru din orice circumstanță grea, salvator din păcat, salvator din moarte, să ne ducă în împărăția lui, salvator din circumstanțele prin care trecem, deci să ne mântuiască, să ne scape, să ne ridice. Dar uităm de datoria noastră că trebuie să respectăm și ca Domn al vieții noastre. El nu este doar atât, un rob la care îi spunem, făm cu tare, făm cu tare, dăm cu tare și așa mai departe. Pe Dumnezeu nu-L determinăm noi să ne slujească El nouă. Trebuie să înțelegem că și noi trebuie să-I slujim Lui. El face atâtea pentru noi, dar noi trebuie să respectăm ca Domn. Învață-i corect pe copii despre Dumnezeu. Ce este El pentru noi? El este dragoste, dar este și dreptate. Este mântuitor, dar este și Domn. Este bun, dar este și aspru. Și câte aș mai putea enumera în felul acesta? În al doilea rând, să cunoaștem despre oameni, principii, să avem principii corecte despre oameni. În al doilea rând, trebuie să învățăm copiii noștri să aibă principii corecte despre oameni. Cum trebuie să-i privească ei pe oameni? Oamenii trebuie iubiți. Dumnezeu a făcut aceasta întâi. Dumnezeu a dovedit-o aceasta întâi. Indiferent de rasă, indiferent de naționalitate, indiferent de vârstă, indiferent de nivelul social la care se găsește, de pregătirea intelectuală sau cum am vrea noi să o luăm, în orice domeniu al vieții unde există decalaj în viață între oameni, și unii și alții, ei trebuie iubiți. Dumnezeu n-a făcut diferență și nu trebuie să facem și noi. Trebuie să iubim pe toți oamenii. Nu numai pe cei care ne fac bine. Domnul Iisus merge până acolo în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, unde vorbește despre iubirea vrăjmașilor și spune că trebuie să iubim nu numai pe cei ce ne fac binele, că atunci și păgânii fac la fel, noi și copiii noștri trebuie să fim învățați să iubim și pe cei ce ne vorbesc de rău și pe cei ce ne fac rău și pe cei ce se poartă rău cu noi. Trebuie iubiți. Oamenii trebuie iubiți, indiferent de natura lor. Ce putem face pentru ei să-i ajutăm? Ce poți face pentru un bețiv ca să-l ridici din starea aia? Dacă îl iubești, faci ceva pentru el. Dacă nu, treci nepăsător. Ce poți face pentru un om care este cufundat în vreun păcat, un viciu al vieții? El trebuie ridicat de acolo dacă îl iubești. Și dacă poți face ceva, fă ceva pentru el. Oamenii trebuie iubiți. Apoi, oamenii trebuie respectați. Nu știu dacă aceasta învățăm noi copiii noștri. Oamenii trebuie respectați. M-am gândit la unul din pasajele biblice, tot din cartea lui Deuteronom, pentru care Dumnezeu era așa de supărat pe națiunile care au fost în Canaan înaintea lui Israel și de aceea Dumnezeu le-a și izgonit. Pasajele de dinainte arată decizia lui Dumnezeu
cu privire la ei și apoi motivația lui Dumnezeu în versetul 28. Ei sunt un neam care și-au pierdut bunul simț. În Deuteronom, în capitolul 32, versetul 28, spune despre cananiții care erau înainte în locul acela și pe care Dumnezeu îi izgonește, și motivul, unul dintre marile motive pe care le menționează Dumnezeu lui Moise, era faptul că oamenii aceștia și-au pierdut bunul simț. Bunul simț ce înseamnă? Înseamnă respectul față de semenii tăi, comportamentul față de ei care trebuie să fie un comportament ca a unui creștin, un comportament frumos, un comportament care să îl încânte pe cel care e lângă tine și să-i facă plăcere să stea împreună cu tine. Problema aceasta este o problemă foarte dificilă a zilelor noastre, adică oamenii trebuie respectați. Și m-am gândit la cel puțin trei categorii de oameni care trebuie respectați și iubiți. Apostolul Pavel vorbește romanilor în capitolul de la 1 până la 7, dar mai precis în versetele 6 și 7, că noi trebuie să iubim pe oameni în așa fel încât, pe oamenii din lume, din afară, încât să avem un comportament frumos față de ei. Iată ce spunea Apostolul Pavel. Citesc doar versetele ultime care le-a menționat. Tot pentru aceasta, sau dacă vreți de la versetul 5, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Versetul 7. Dați tuturor ce datorați. Să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Iată cum ne sfătuiește cuvântul lui Dumnezeu să avem noi o atitudine față de oameni în jurul nostru care să prezinte respect. Tot așa spune în 1 Timotei, capitolul 2, citesc de la versetul 1. Tot pentru oamenii de din afară, la care sigur suntem chemați să fim un exemplu pentru ei. Capitolul 2, de la versetul 1. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru cei înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Iată cum trebuie să avem o atitudine de respect față de oameni. Și apoi unul chiar și pentru cei din biserică. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, aș vrea să citesc și pentru aceasta două versete, versetul 12 și versetul 13 din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Vă îndemn, dar, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostinesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Iată că trebuie să dăm respect și pentru oamenii din lume și pentru oamenii suspuși în societatea noastră, care ne cârmuiesc la nivel de națiune, dar în același timp trebuie să avem un respect deosebit și pentru cei din biserică. Doamne, ajută-ne să o facem noi și apoi să învățăm și pe copiii noștri. Sigur că nu putem da ce nu avem. Repet lucrul acesta. Întâi trebuie să avem noi. Întâi trebuie învățătura aceasta să fie în caracterul nostru, să fie cultivată deja și experimentată și transmisă de noi mai departe copiilor noștri. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi oamenii trebuie în al treilea rând ajutați, iubiți în primul rând, apoi respectați și apoi ajutați. Ne gândim noi la lucrul acesta,
Spune Apostolul Pavel, de nenumărate ori, purtați-vă sarcinile une altora, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți iubitori și dovediți cu fapta și așa mai departe. În orice circumstanță unde cineva are nevoie, oamenii trebuie ajutați. Nu numai pe cei care îi cunoști. Există pilda samariteanului pe care o pomenim foarte des între noi, suntem familiarizați cu ea și acolo ne oglindește atât de clar cuvântul lui Dumnezeu că oamenii trebuie ajutați. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta și încerc să mă grăbesc puțin pentru că mai avem și câteva anunțuri. În al treilea rând, ce trebuie să învățăm pe copiii noștri? Să aibă o atitudine corectă față de circumstanțe. Viața aceasta nu-i doar viață de succese, numai viață de bucurie. Avem și necazuri, avem și greutăți, avem și frământări, avem urcușuri și coborâșuri. Și cum reacționează copiii noștri în aceste împrejurări? De altfel cum reacționăm și noi, că nu putem transmite decât ce avem și noi. Dar doresc ca Dumnezeu să ne ajute să fim maturi spirituali și să putem transmite copiilor noștri ca să aibă o atitudine, să învățăm să aibă o atitudine corectă față de circumstanțe. În primul rând față de succes. Și față de succes, Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10, că el mulțumește lui Dumnezeu că lucrează mai mult ca toți. Când se referea la activitatea care o desfășura el, la randamentul care îl dădea în slujire pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar concluzionează ceva foarte frumos acolo. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat. Cum privim noi succesul nostru? Îl privim ca un dar din partea lui Dumnezeu, că de fapt Dumnezeu a făcut prin noi, sau îl privim ca o reușită a noastră? Dacă îl privim ca o reușită a noastră, atunci nu avem o atitudine corectă față de această circumstanță a succesului. Iată ce mai spunea aceasta despre un succes spiritual. Dar ce spunea cartea Deuteronom și tot aici vorbește despre alte succese, succese materiale, care și ele la rândul lor sunt foarte importante pentru viața noastră și putem să avem o atitudine corectă sau incorrectă față de ele. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, în capitolul 8, versetul 17, citesc: vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, care îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă avem succese spirituale, haideți să învățăm copiii noștri că nu este talentul lor, nu este reușita lor, ci este harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care dă biruință spirituală. Dar și în lucrurile de zi cu zi, dacă există biruință, dacă există succes, dacă există bucurie în realizări, toate acestea nu se datorează nouă și ei trebuie să știe același lucru, se datorează lui Dumnezeu, care dă sănătate, care dă binecuvântare, care dă progres, care dă experiență sau câte vrem noi să spunem. Aceasta este față de succes, dar poate să existe și partea cealaltă într-o cădere care n-ar fi de dorit, dar prin care oamenii pot să treacă la un moment dat. Sigur, cea mai adâncă cădere în privința aceasta o privim a lui Iov. A lui Iov când într-o zi și-a pierdut tot ce a avut. Un om bogat a cărui turme acoperea țara. Un om care avea fii și fiice, un om care avea rob și roabe, un om care avea pace și bucurie și într-o zi și le-a pierdut toate, toate. Și iată ce spune Iov când și-a pierdut aceste toate. În primul capitol din Iov, în versetul 20 și 21, atunci Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua și și-a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis:
Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Sau în capitolul 2, versetul 10, Iov a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu? Binele. Și să nu primim și răul? Care este atitudinea noastră față de căderi, de pierderi, de nerealizări? Pentru că aceasta o vom transmite și copiilor noștri. Iov, în circumstanțele cele mai grele, care nici măcar nu ne putem închipui, să-și piardă într-o singură zi tot, a avut puterea încă să se închine înaintea lui Dumnezeu și să recunoască că El este Domn și Stăpân, care dă și care ia. Apostolul Pavel ne sfătuiește în Romani, în capitolul 8, versetul 28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Toate lucrurile, bune, rele, haideți să creiem în mintea și în concepția copiilor noștri că nu sunt numai succese cu Dumnezeu. Dumnezeu, sigur, ne dă succese și biruință, dar psalmistul spune în psalmul 91 și îmi place aceste cuvinte și aș vrea aceste cuvinte să rămână întipărite și în mintea noastră și a copiilor noștri. Citesc de la versetul 15. Când mă va chema, spunea Dumnezeu, voi fi cu el, îi voi răspunde și voi fi cu el în strâmtorare. Dar mai de sus, versetul 14. Fiindcă mă iubește Domnul, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti că își cunoaște numele meu. Când mă va chema, voi fi cu el în îi voi răspunde și voi fi cu el în strâmtorare. Ce am reținut de aici? Dumnezeu nu ne face o cale netedă, ca niciodată să n-avem încercări în viață, niciodată să n-avem eșecuri în viață. Dar când suntem la strâmtorare, spune că El ne scapă. Pentru că ne iubește, ne izbăvește. Adică de ce ne izbăvește? Unde suntem noi? De ce i-a izbăvit pe cei trei tineri în Babilon? Erau deja în cuptor. De ce l-a izbăvit pe Daniel tot acolo în Babilon? Era în groapa cu lei. Nu înseamnă că și cu Dumnezeu nu trecem prin necazuri, nu trecem prin probleme, nu trecem prin neajunsuri. El ne încearcă, ne lasă să vadă reacția noastră, dar ne promite un lucru dacă suntem cu El. El va fi cu noi și acolo în circumstanțele acelea și de acolo ne va scăpa, ne va izbăvi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. O altă atitudine care trebuie să o avem, deci față de succes, față de faliment și apoi față de muncă. Nu știu cum ne sfătuim noi copiii noștri, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte frumos și cred că și nouă ne folosește lucrul acesta ca părinți, ca să-l putem transmite mai departe pentru ei. În Cartea Tesalonicenilor, în 2 Tesaloniceni, citesc unul din versetele acestui capitol. De la versetul 11, din capitolul 3. Auzim însă că între voi, sunt unii între voi care trăiesc în neorânduială. În neorânduială nu înseamnă numai că nu sunt în bine cu biserica, ci ascultați ce numește cuvântul lui Dumnezeu totuși neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemn pe oamenii aceștia și îi sfătuiesc în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Doamne, ajută-ne să învățăm copiii noștri să aibă un raport corect și față de muncă. Și apoi, foarte scurt, al patrulea lucru în care trebuie să ne învățăm copiii noștri, să îi învățăm să păstreze valorile familiei. Un nume bun. Un nume bun, spune Cartea Proverbe, în capitolul 22, primul verset, că face mai mult decât o mare bogăție.
Iar Eclesiastru spune tot în capitolul 7, în versetul 1, că un nume bun face mai mult decât un de lemnul mirositor de mare preț. Dumnezeu vrea să ne păstrăm un nume bun. Un nume bun nu înseamnă numele de popă, așa cum e familia mea, ci așa cum îmi spunea bunicii mei, bunicii din partea mamei, au fost oameni foarte cum se cade, foarte liniștiți și îmi spuneau mereu, ai grijă când crești, să nu fii bețiv, că din neamul nostru n-a fost nimeni bețiv. Și a fost un neam de oameni în care nu erau bețivi. Să nu fumezi, îmi spunea, din neamul nostru de oameni nimeni nu fumează. Ca să fac lucrurile acestea însemna să stric numele bun al familiei. Haideți să învățăm copiii noștri să respecte familia și să aducă cinste familiei. Numele familiei să fie păstrat. Apoi, în ultimul rând, familia sau membrii familiei trebuie îngrijiți. Nu mai insist la aceasta, timpul a trecut. Dar Domnul să ne ajute, în primul rând noi ca părinți, să avem învățăturile acestea în inimă și apoi să le putem transmite mai departe copiilor noștri și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș dori să mulțumim Domnului pentru mesajele de care am avut parte în seara aceasta, prin harul Lui. Să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, pentru harul care l-am avut să fim împreună. Să mulțumim Domnului pentru că și-a revărsat binecuvântarea peste cele două familii în seara aceasta, peste copiilor, și credem din toată inima că Dumnezeu și-a așezat numele Lui peste ei. Să mulțumim Domnului pentru toate aceste lucruri și pentru atâtea alte motive. Atâtea lucruri frumoase am auzit în seara aceasta din cuvântul Domnului, atât prin mesajul fratelui David, cât și prin mesajul fratelui Dumitru. Domnul să ne ajute să le punem în practică. Copiii noștri, dar noi în primul rând, să practicăm astfel de lucruri. Ele sunt benefice pentru noi și pentru mântuirea noastră și Domnul să facă lucrul acesta în viețile noastre. Haideți să mulțumim cu toții Domnului și să ne încredințăm în brațul Domnului peste cursul săptămânii ce ne stă înainte și harul Lui să rămână peste noi și peste biserica Domnului întotdeauna. Amin. Ne rugăm Domnului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Doresc din toată inima să mulțumim Domnului pentru harul care l-am avut în întreaga zi de astăzi, să fim la casa Domnului și să ne bucurăm de părtășie împreună și de harul de a asculta Evanghelia care ne mântuiește. Doresc să mulțumesc tuturor fraților, surorilor, tinerilor,
copiilor care și în seara aceasta au fost la casa Domnului și împreună am adus laudă și glorie lui Dumnezeu. Cu aceeași dragoste dorim să mulțumim tuturor oaspeților bisericii noastre care și în seara aceasta au fost alături de noi. Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să le facă parte de aceleași binecuvântări și de mântuirea care ne-o dă nouă, să o dea tuturor oaspeților noștri și împreună să ajungem în cer, în împărăția lui Dumnezeu. I take this opportunity to thank Pastor David Apple for the message he shared with us tonight and for visiting our church. May God bless you. Please take with you our love for the people in Melbourne, for your church people, and may God bless your church in Melbourne and your work wherever you reach in this world. God bless you. Thank you. Vreau să vă aduc la cunoștință câteva lucruri pe care doresc să le considerăm ca anunțuri. În primul rând, azi dimineață, așa cum a fost anunțat săptămâna trecută, am avut adunarea aceea generală cu privire la nominalizarea celor trei frați pe care conducea bisericii și a propus pentru ordinarea ca păstor. Mulțumim Domnului pentru ca diacon. Mulțumim Domnului pentru harul deosebit care ne-a dat ca să avem această lucrare încheiată în pace și în liniște în biserică și să avem aprobarea bisericii, acordul total al bisericii față de această lucrare și această nevoie care este în biserica noastră. Așa cum cunoașteți, frații Radu Stoica, fratele Ducu Borceanu și fratele Beni Popescu, nominalizați de conducerea bisericii, au fost aprobați în adunarea generală să fie ordinați în slujba de diacon. Urmează ca în viitorul apropiat, funcție de circumstanțele care le vom avea în față și de împrejurările în care Domnul va trimite oaspeți, poate din țară sau din alte părți, să folosim astfel de ocazii și să facem această lucrare pentru gloria Domnului și spre binele și bunul mers al lucrării Domnului din biserica noastră. Încă o dată mulțumim tuturor fraților, surorilor care au fost azi dimineață și au dat acordul și chiar celor ce n-au putut să vină azi dimineață, dar care sunt în asentimentul bisericii și sprijină și sunt de acord cu această lucrare. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Câteva anunțuri. Urmează o perioadă, intrăm în luna ultima a anului, decembrie. Duminica viitoare este prima duminică a lunii decembrie, vom avea cina Domnului, este ultima cină din anul 2012, vă invităm pe toți să veniți la casa Domnului întreaga săptămână aceasta, să stăm înaintea Domnului, să ne putem apropia de trupul și sângele Domnului în această ultimă posibilitate din anul 2012. Să urmează, așa cum am spus, perioada și de sărbători, ne vizitează deja o serie de frați, deja miercuri vom avea oaspeți în biserică, deja de fapt de marți vom avea oaspeți în biserică, fratele păstor Ghiță Cornel de la Biserica Maranata din Melbourne va vizita Perth-ul și cu această ocazie va vizita și biserica noastră și va predica cuvântul Domnului, va avea întâlnire cu tinerii bisericii marți și apoi miercuri, seara la orele 6:30 la serviciul de evanghelizare din cursul săptămânii, fratele păstor Cornel Ghiță va fi prezent în adunarea noastră. De asemenea, aș vrea să vă comunic faptul că duminica viitoare, seara, la serviciul de seară, dimineața vom avea cina Domnului, dar la serviciul de seară vom avea ca oaspete pe fratele păstor Daniel Brânzei, un frate păstor binecunoscut în America și în diaspora și în România chiar, care vizitează Australia și care vom avea harul să viziteze și Perth-ul. Duminica viitoare, seara, venind direct de la Melbourne, dimineața va predica în Melbourne, iar seara, nu știu cum ajunge, prin harul Domnului și cu ajutorul avioanelor, va ajunge la serviciul de seară să fie la Perth. Și apoi ne vom bucura cu dânsul încă 3 zile până miercurea ce urmează. Deci nu miercurea aceasta l-avem pe fratele Cornel Ghiță, cealaltă miercure, începând de duminică, pe fratele Daniel Brânzei, un foarte bun evanghelist și un om pe care Domnul îl folosește în slujire. Am încă rugămintea, așa cum cunoașteți cu toții, pe data de 15 decembrie în biserica noastră va avea loc căsătoria sorei Rebecca Iacob și a fratelui Ovidiu Pușcaș. Vă rog din toată inima să respectăm aceste familii și să dăm răspunsul care dânșii l-așteaptă pentru organizarea locurilor la recepția care va avea loc cu ocazia acestei căsătorii. Este un lucru atât de
neplăcut, frații mei. Vă rog, am mai spus lucrul acesta, îl repet, dar haideți să dăm răspuns la timp. Familiile așteaptă acest răspuns până în data de 1 decembrie, să dăm acest răspuns, pentru că este așa de greu. Va trebui ei să ne sune pe noi dacă nu vom da noi acest răspuns. Și nu este așa de plăcut, frații mei. Toți aveți copii, toți avem copii, le vin rândul mai devreme sau mai târziu să căsătorească și să vedeți ce frumos este să știi deja că înainte de căsătorie au toți frații comunicat răspunsul cu privire la participarea la nuntă și nu trebuie familiile care și așa sunt ocupate cu multe probleme să facă ei acest gest. Vă rog din toată inima să respectăm aceste familii și să dăm răspunsul în timp. Un singur lucru mai vreau să anunț din cele hotărâte azi dimineață. În lista de ușieri ai bisericii, care în mod voluntar s-au prezentat la conducerea bisericii, avem un număr de 5 frați care doresc să facă această lucrare prin rotație și numele lor este fratele Ghiță Cornea, fratele Ghiță Olar, fratele Petrică Gal, fratele Daniel Bara și fratele Dinu Decan. Frații aceștia au mai slujit în această slujbă, au făcut această slujbă și vor să o facă cu bucurie și în continuare. Avem rugămintea din partea conducerii bisericii să respectăm pe acești frați, să le dăm tot concursul ca lucrarea ce o fac, să o facă cu bucurie pentru bunul mers al lucrării din biserică și nu să o facă suspinând sau cu durere, ci să facă cu bucurie așa cum îmi place Domnului. Cu harul și cu pacea Domnului ne întâlnim mâine seară. Încă ceva, vă rog să acceptați, mâine seară ne întâlnim la rugăciune, dar vineri seară, cum în mod obișnuit ne întâlneam la rugăciunea de după repetiția corului dinaintea duminicii cinei Domnului, vineri seara nu ne vom mai întâlni, având în vedere faptul că deja s-a propus azi dimineață ca rugăciuni în mod special să se facă miercuri. Sigur, având în vedere că vom avea oaspeți miercuri, vom face măcar o rugăciune și cu acest scop pentru programul de duminică. Dar, având în vedere timpul foarte aglomerat din săptămâna ce urmează, cu multe întâlniri, seriile în care ne vizitează acești frați, vom fi tot mereu la casa Domnului și ne vom ruga Domnului. Domnul să fie cu noi. Deci vineri, seara nu avem timp de rugăciune aici, dar ne vom ruga miercuri pentru lucrul acesta și apoi vom continua săptămâna viitoare. Domnul să fie cu noi și la casele noastre și Domnul să binecuvinteze toate familiile bisericii și oaspeții noștri. Amin. Biserica este liberă.